Potrivit publicației The Independent, în schema au fost implicate 19 companii britanice, ai căror fondatori nu pot fi găsiți întrucât figurează în zone offshore. Banii erau dirijați din Rusia cu implicarea oficialilor corupți și a unor grupuri din întreaga lume care aveau legătură cu traficul de droguri și de persoane și cu rețelele de prostituție. Schema a fost aplicată în ultimii 4 ani și funcționa în felul următor. Cele 19 companii plasau în circuit sume mari de bani câștigate din activități ilicite, acordându-și reciproc împrumuturi care rămâneau nereturnate. Apoi cauzele erau judecate în instanțele din Moldova, cerând achitarea a milioane de dolari care au fost împrumutați. Publicația britanică scrie că a fost aleasă Moldova pentru că sistemul judiciar din țara noastră este cunoscut ca unul infect. Cazurile ajungeau pe rol în instanțele moldovenești, întrucât aceste companii angajau moldoveni ca garanți ai tranzacțiilor. Astfel, instanțele dădeau câștig de cauză companiilor care cereau banii, iar firmele primeau banii, având hotărâri judecătorești și, prin urmare, toate actele în regulă. Șeful Agenției pentru Prevenirea Spălării Banilor din Moldova, Vasile Sarco, a declarat pentru The Independent că judecătorii din țara noastră au emis circa 50 de hotărâri care obligau achitarea datoriilor și astfel schema era dusă la bun sfârșit. După deciziile magistraților moldoveni, banii erau transferați într-o bancă din Letonia. Întrucât această țară este cunoscută pentru un sistem bancar sănătos, aceasta era etapa finală de spălare a banilor, iar totul părea legal. Potrivit funcționarului moldovean, unii judecători au fost demiși, iar alții sunt investigați. Acum anchetatorii încearcă să afle identitatea infractorilor.